Bună! Ce faci, Mișor? Bine, uite, acasă, așteptam să intru live cu voi. Care-i treaba? De cât timp ești acasă? E mai bine de 2 săptămâni, nici nu știu, nu mai le țin contul. A trecut atât de mult timp că nu mai știu când sunt acasă. Tu gătești bine de asta, că am văzut că iubitul tău te răsfață, am văzut că îți face waffles cu șocolată. Te întrebam dacă îi gătești și tu lui sau dacă te răsfață doar el pe tine. Mai mult el pe mine, spre rușinea mea. Nu mă las. Nu-mi gătește. Rami, hai! Dar i-am întrebat pe oameni dacă au întrebări pentru tine și bineînțeles că toată mi-am întrebat când o să ne-l prezinte pe Mihai? Când o să ne-l arate? Băi, am zis și pe vlog, Mihai nu e chiar un Mihai. Da, dar e un personaj foarte simpatic. Dar nu cred că a venit momentul încă să facem relația publică. Știam că tu vrei să devii vegetariană sau ceva. Nu da, dar plănuiam să devin vegetariană, dar în schimb am început doar să mănânc mai sănătos. Continui să mănânc carne, dar nu în mod exagerat și am renunțat la zahăr și la lapte cu ajutorul iubitului meu care nici nu mănâncă chestiile astea. La zahăr? Really? La zahăr? Cum ai reușit să faci asta? Păi, cu îndulcitor și cu ștevie. La ce te uiți în perioada asta? În perioada asta, sincer vorbind, n-am început, adică am început un serial, am început Fleabag, dar nu m-a prins foarte tare, spre norocul meu. M-am mai uitat încă o dată la Euphoria, la câteva episoade, dar nu... Gen, e serialul meu preferat, Euphoria. Okay. Dar dacă l-am mai văzut odată, nu mă prinde la fel de tare a doua oară. Și în rest am foarte multe seriale la care mă uit, dar în perioada asta nu am vrut să mă duc pe partea asta de seriale pentru că m-am uitat mai mult la filme. Eu am început și să studiez regia acasă de ceva timp și atunci aveam nevoie să mă uit la filmele astea ca să înțeleg anumite stiluri de a regiza și ca să văd, n-ați de seama, capodopere pe care le-au făcut oamenii de-a lungul timpului. Urma să te întreb asta pentru că știu că tu ești pasionată de film și teatru și tot ceea ce ține de cinematografie. Vreau să te întreb cum merge treaba. Vrei să faci pe viitor? Știu că ești cu regia acum și înveți pentru asta, dar vrei să te axezi strict pe chestia asta? Da, îmi doresc din tot sufletul să mă axez pe regie în viitor. Ok. Și te vezi făcând asta la noi sau în afară? În afară. În afară, nu? Pentru da. Că la noi e puțin greuț cam din toate punctele de vedere. Băi, nu de asta neapărat, dar cumva mi se pare că mă îngrădește un pic publicul de la noi, pentru că aici sunt foarte multe subiecte pe care eu le iubesc, tabu, și într-un fel e mai ușor să explorezi subiecte tabu într-o țară în care subiectele tabu chiar contează, dar în același timp știu că o să vină foarte mult hate din partea publicului care nu o să înțeleagă neapărat viziunea mea și de asta îmi doresc cumva să mă duc în afară unde totul e mult mai liber, bugetele sunt mult mai mari și... Da, pe la asta mă referam când ziceam că e mai restrânsă treaba, că sunt bugete mici și exact cum zici și tu, parcă oamenii sunt reticenți când văd anumite lucruri pe care nu le înțeleg. Și știu că tu ai luptat foarte mult împotriva hate-ului, timpului, că ai avut parte de el și mi se pare că acum... Am văzut într-unul dintre ultimele tale vloguri, cred, că ai răspuns la întrebări venite de la urmăritorii tăi și ai avut și vreo 2-3 de hate și mi s-a părut că le-ai acceptat, nu știu, ca și cum ar fi fost o dovadă de dragoste. Nu te mai ating. Da, de ceva timp nu mă mai ating, adică nu că nu mă ating deloc, că într-un fel ajung la mine, știi? Și sunt mesajele alea pe care le citești, mai ales de la mămici, de la doamne, de la domni, alea, mamă, dar stă așa cu o răutate din aia puternică, concentrată pe tine acolo să te distrugă, mama, alea sunt greu așa de ignorat, știi, că te gândești, bă, dar oamenii ăștia totuși au trecut prin viață, ar trebui să aibă ceva în cap, ar trebui să înțeleagă. Nu e așa, din păcate. Și atunci cumva trebuie să te conformezi situației și să înțelegi că unii oameni atâta pot și că nu e despre tine, e pur și simplu despre ei și că ei au niște probleme cu ei înșiși pe care ar trebui să și le rezolve și n-au putut încă, probabil. Mi se pare că sunt foarte mulți copii care au foarte multă libertate verbală, ca să zic așa. Adică adresează niște insulte și niște apelative de te doare capul. De ce crezi că se întâmplă asta? Cred că atunci când suntem mici simțim nevoia să ne afirmăm, simțim nevoia de validare și atunci, ca să atragem atenția, cumva folosim toate mijloacele posibile, știi? Și cumva
cred că ăsta e cel mai accesibil, să dai cu hate cuiva ca să fii băgat în seamă. Da, să știi că e foarte posibil și mai ales că e foarte la îndemână să faci rău. Da, și probabil că sărăcuții au și ei niște frustrări, au niște probleme de care ei nu își dau seama pentru că sunt prea mici și atunci își varsă cumva furia în comentarii în loc să, nu știu, facă un sport sau să meargă la psiholog. Faci mișcare în perioada asta? Faci exerciții în casă? Nu. Eu, sincer vorbind, sunt o persoană destul de leneș, adică eu nu fac sport nici când... Mă gândesc, poate ne patima sportului acum că am văzut că sunt foarte mulți care au început să iasă la alergat dintr-o dată. Real vorbind, înainte să trebuiască să stăm acasă, îmi plăcea să ies, știi, să mă plimb. Nu să alerg, nu prea mult efort, dar îmi plăcea să mă plimb. Sau mai mergeam la sală din când în când. Și uite, dacă s-au interzis treburile astea, să presupunem că o să ieșim foarte curând din carantină și tu ai avea posibilitatea să interzici un lucru, orice pe lumea asta, ce interzice? Aș interzice răutatea. Răutatea. Aș da o lege, știi, prin care să fii amendat dacă ești rău. E foarte tare, să știi. Da. Care e primul lucru pe care o să-l faci după ce ești din izolare? Abia aștept să mă văd cu prietenele mele, cu prietenii mei, pentru că mi-e foarte dor de ei și... Abia aștept. Atât. Mai plec undeva, că tu ești și cu călătorii tu. Aoleu, când doamne nu-mi spune că trebuia să plec în Doha și în Bruxelles de ziua mea. Și a fost mai... ziua mea acum. Da. La mulți ani, că ți-am zis, cred că oricum a doua zi s-a da. Mulțumesc. Da, și n-am mai plecat nicăieri și în aprilie trebuia să mergem și în Elveția. De până acum, din toate locurile în care ai fost, care e locul tău preferat? Te-ai simțit mai atrasă sau mai legată de unul anume? Clar, legată sunt de Londra, este orașul meu de suflet, acolo mă simt ca acasă. Dar cel mai mult mi-a plăcut în Elveția. În Elveția? Da, în orice oraș din Elveția. Mi se pare superb. Și uite, te întreabă oamenii, să luăm și întrebare de la ei, când postezi și ce mai postezi, ce mai ai de gând să postezi? Chiar în seara asta o să postez un vlog pe YouTube cu un story time în care vă povestesc despre o profesoară care m-a traumatizat pe mine în liceu. Ok, o să aștept cu nerăbdare. Ai iertat-o? Păi stai seama că am iertat-o. N-am iertat sistemul de învățământ, în schimb, care mie mi se pare un pic defectuos. A, deci o să vorbești și despre partea asta. Bine, tu ai mai vorbit. Da, despre învățământ. Ok, super, Mimi, îți mulțumesc foarte frumos. Te las acolo să stai cu Mihai. Mulțumesc mult. Și vă mulțumim și vouă că ați stat cu noi. Și eu te pup. Pa, pa! Pa, pa!